Alteța voastră regală, este o mare onoare și o mare bucurie să ne aflăm în acest loc minunat, un loc binecuvântat de Dumnezeu. Două întrebări am avea, mai neconvenționale, am putea spune. Prima dintre ele se referă la pasiunea dumneavoastră pentru automobilism și aviație. O pasiune pe care am fi foarte curioși să știm dacă ați moștenit-o de la bunicul dumneavoastră, majestatea sa, regele Mihai I al României. De a pilota n-am făcut de mult, am zburat numai de câteva ori în ultimii ani, dar mi-mi place să fac, mi-mi place senzație și cu siguranță o să fac în viitor. Ca școală, nu știu, poate o să fac într-o zi, dar e puțin mai complicat față de o canetă de mașină, de exemplu. Cu mașini, da, am moștenit cu siguranță această pasiune, îmi plac mașinile, îmi plac să conduc. Partea de mecanică mai puțin, dar am o înțelegere foarte de bază despre această parte, dar de condus, să merg cu mașină, îmi place asta așa de mult, e o relaxare. Vă mulțumim din suflet și atunci așteptăm să ne plimbăm în trafic și în zona Mușcelului. Și cea de-a doua întrebare, am fi de asemenea curios să ne spuneți cât de importantă este pentru dumneavoastră iertarea? Sau cum definiți acest concept? Ce semnificație are? Iertare este un lucru și să nu uiți este altceva. Iertare trebuie să treci peste anumite lucruri în viață, indiferent ce este, pentru că devine ceva toxic altfel la suflet. Suflet trebuie să fie curat, trebuie să fie fericit, trebuie să fie un lucru pozitiv. Dar acolo trăiești. Dacă nu poți să treci peste anumite lucruri, nu poți să trăiești cu adevărat, nu poți să te bucuri de lucru, nu poți să fii un om fericit și liniștit. Vă mulțumim din suflet, iar în final, dacă doriți să transmiteți un mesaj pentru caroliști, pentru elevii de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, instituție fondată de însuși regele Carol I al României, și pentru toți tinerii mușceleni care urmăresc acest interviu, am fi onorați. Să trăiești înseamnă să ai o pasiune, să te bucuri din ce faci, cum faci, unde faci, dar cel mai important lucru este să înțelegi tot ce este în spate. Și dacă vorbim despre România, este foarte important să știm de unde am venit, ce a făcut această țară, cine a făcut-o, să știm istorie, să avem un model, să urmărim modele și să devenim un exemplu propriu. Vă mulțumim din suflet, să dea Dumnezeu să ne revedem într-un context cel puțin la fel de frumos cum a fost acesta și este o mare onoare. Mulțumim!